Salut, camarazi! Astăzi vă prezint faimoșii luptători Gurca. Faimoșii luptători Gurca din Asia, Nepal. Nepal a fost un fost regat. Din 2008 a devenit Republică Democratică, un regat care are 29 de milioane de locuitori. De acolo vin faimoșii șerpași care conduc alpiniștrii spre vârfurile marelui vârf Everest, care are 1800 de metri. Sunt un popor de luptător marțial, un popor dur. Sunt un popor recunoscut ca viteș, care au deviza că mai bine mort să fii mort decât să fii un laș. Și pământul ăsta al lor fiind închis între Tibetul Chinei și India, a fost un pic la cheremul celorlalți. La doi pași de ei se află celălalt regat, Bhutan. Oamenii ăștia, fiind în vârful muntelui, au dezvoltat calități de luptător, de anduranță, după ce au fost cuceriți în ultimele 200 de ani de Imperiu Britanic. I-au descoperit că sunt niște luptători faimoși, s-au făcut brigade în armata regală britanică cu Gurca. General, până acum au fost 200.000 de luptători, din ăștia 43.000 au căzut în primul și al doilea război mondial. În fiecare an se face un test, o selecție din 28.000 de Gurca, se aleg 200, deci selecția e cea mai dură din lume. Bineînțeles că fiind un mic regat închis între Tibetul chinezesc și India și a băgat și comuniștii lui Mao Zedong coada pe acolo, a avut și o mișcare de guerilla marxistă care acum s-a mai potolit. Sunt oameni care după ce și-au făcut treaba le place să petreacă. Nepalezii sau și Gurca, bineînțeles, au religii hindusă, budistă, musulmană sau aparțin religiei Kirat. Au în dotare un cuțit care se numește Kukri, care are o lungime de 15 inci, măsura engleză. Cu ăsta luptă. Se spune că cuțitul ăsta, după ce l-ai scos din teacă, trebuie să-l mânjești cu sânge. Dacă n-ai dușman să-l omori cu el, trebuie să te tai pe tine însuși să-l mânjești cu sânge. Așa e deviza lor. Au fost foarte respectați multe războaie. Țin minte că în războiul din Maldivas, soldații argentinieni erau panicați și terorizați de frica lor, pentru că în timp ce făceau de pază pe la garnizoană, li se tăia în mod silențios gâtul, știți? Și intrase panică în soldații argentinieni, pentru că Gurca luptau de pe fregatele și crucișătoarele britanice, făceau comandourile, coborau în Atlanticul de Sud și se instalau pe, adică atacau insula Malvina sau Falkland în engleză. Au fost luptători de elită acolo, au fost cei mai buni, au tăiat multe gâturi de soldați argentinieni silențios. Trupele astea de 200 de ani au fost împrăștiate cam peste tot în Imperiul Britanic, în numele coroanei, au participat și la cele două războaie mondiale în Europa, unde 43.000 dintre ei au murit. Au făcut exerciții în Hong Kong, în Malaezia, în Afganistan, în Irak, în Bosnia, aproape peste tot în lume. Sunt niște luptători de elită, temuți, pare că sunt cei mai duri, deși mai duri ca spednațul rusesc, ca silu și beretele verzi americane. Și sunt așa de bun că până și SIS-ul britanic i-a cooptat ca tovarăș de luptă, să zic așa. Pentru că Nepalul nu face parte din Commonwealth, nu sunt cetățeni britanici, nu li se dă cetățenia britanică, dar până și pensiile sunt mai mici decât pensiile camarazilor de luptă englezi. După ce își termină serviciul lor militar, care durează maxim 30 de ani și minimum 15 ani, sunt trimiși cu avionul în capitala lor la Kathmandu, acasă. Fiind grupele astea de luptă în care fac parte, majoritatea sunt în același sat sau sunt înrudiți familial și deci în momentul când luptă e cum era în Sparta Antică. Luptă și unul pentru altul, nu numai pentru ordinul capitanului, pentru că sunt legați prietenește familial.
Dacă știi să le câștigi încrederea, să zice că sunt gata să moară pentru tine. Vă aduc aminte că cuțitul lor, o să vi-l arate Gigi, care se numește Kukri și are 18 inci, e aproape asemănător cu faimoasa Sica din Fenicia, cu ajutorul căruia măritul rege Decebal, când a fost înconjurat de dușman de roman, și a tăiat gâtul ca un bărbat. Deci Sica feniciană și pe care a folosit-o măritul rege Decebal să-și taie gâtul, ca să nu fie sclav și prizonier, se aseamănă cu acest cuțit Kukri. E o unitate care, după ce și-a făcut treaba, ca orice popor, le place să sărbătorească. Cum? Sărbătoresc prin capre tăiate și boi sacrificați. Așa e tradiția la ei. Sunt un popor care au și origini tibetane, din Tibetul alăturat pe partea chineză, au și legături birmano-indiene, deci un fel de popor amestecat care nu deranjează pe nimeni. De mii de ani trăiesc acolo în vârful munților Himalaya, unde e o natură sălbatică, unde climatul e aspru, unde oamenii își câștigă foarte greu, cu sudoarea frunții, își câștigă pâinea de zi cu zi, unde flutură bentițe de colorate ca să alunge spiritele rele. Nepalul a fost singurul regat hinduist. Gurkha mai înseamnă și orașul de peste deal în limba lor. Sunt cazați la Folkestone, în comitatul Kent, în Anglia. În ultimul timp au făcut demonstrații ca să-și apere drepturile, pentru că, așa cum v-am spus, pensia lor e mult mai mică, e cam o treime din pensia unui camarad englez care a luptat alături de el. Deci mi se pare un pic de injustiție, un pic de nedreptate, adică să lupți umăr la umăr și unul să ia, să zicem, 3.000 de pound și să ia 1.000 de pound pensie, știți? Au găsit o actriță care tatăl ei a luptat alături de luptătorii Gurkha. Se luptă acum, e imaginea lor, se luptă pentru drepturile lor. Camarazi, v-am făcut o mică fresc a unor luptători de elită, luptătorii de Gurkha, cei mai duri și cei mai faimoși în lume. Sper că v-a plăcut. Rămânem precum catarii umăr la umăr. Pe mai departe, pa, camarazi!